Hei! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre ceva frumos. Sigur, ai auzit până acum și vreau să-ți clarific ce înseamnă acest lucru, pentru că există foarte multe interpretări și este bine să fii corect informat și să fii clar legat de ce poți face și ceea ce este bine pentru tine. Și subiectul de astăzi este meditația. Se vorbește foarte mult de meditație și a intrat chiar și în cultura vestică, acum sub diferite forme. Yoga, diferite tehnici de meditație, diferite explicații și chiar și teorii legate de meditație, pentru că cultura vestică este mai deschisă spre a ajunge mai aproape de starea sa naturală. Meditația, poate ai auzit că este o stare pe care omul are. Este starea naturală a omului, mai bine zis. Este o stare firească a omului și de aici sunt multe interpretări, cum că omul n-a trebuit să facă nimic pentru că el deja este într-o stare de meditație. Și o să încep clarificându-ți acest lucru. Meditația este starea naturală a omului, dar oamenii cât trăiesc cu gălăgie mentală sau în minte, prinși în poveștile din mintea lor, oamenii nu trăiesc în meditație. Meditația este starea naturală a fiecărui om, este accesibilă oricărui om, este natura fiecărui om și se referă la acea stare atunci când mintea este transceansă, acea stare de liniște, de solitudine profundă, atunci când nu mai există acțiune, când nu mai există mișcare, când nu mai există gând. Și meditația este starea naturală a omului, dar ca să ajungi să o trăiești, evident, trebuie să aplici o tehnică de meditație. Și la meditație se ajunge aplicând o tehnică de meditație, pentru că tehnica de meditație are rolul de a elimina gălăgia mentală, numită, cum probabil ai auzit, și eu mental sau ego. Și aici vreau să-ți clarific puțin ce înseamnă egoul. Egoul este mintea ta, adică acea voce din mintea ta, acel caracter din mintea ta care comentează tot timpul despre orice. Ca omul să poată să trăiască acea solitudine minunată, e nevoie, e necesar ca să-și elibereze din mintea sa până când își transcende, adică își elimină în totalitate eul mental. Acel zgomot mental din minte. Evident că meditația, solitudinea pură, minunată, nu poate să existe atunci când există mișcare, pentru că mișcarea agită, mișcarea tulbure. Ia uite, imaginează-ți o apă curată, curată și clară. Aceea este meditația, însă dacă o agiți, să spunem că este mâl în acea apă, dacă o agiți, ea va deveni tulbure. Așa este și mintea omului tulbure, tulbure sau tulburată de gândurile pe care omul le are, tulburată de eul mental. Simplu zis, omul nu poate să trăiască. Omul nu trăiește meditație sau viața de zi cu zi a omului, viața obișnuită a omului, nu este nici pe departe meditație, ci este o gălăgie mentală în care omul este prins. La meditație se poate ajunge folosind o tehnică de meditație, un timp sistematic, încât să se reducă cât mai mult din vocea ta mentală, din tot ce spui acolo, mintea ta, care nu este real, este doar idee și te ține departe de meditație. Sunt foarte multe tehnici care încearcă să elimină din gândire pentru ca omul să ajungă să trăiască această stare minunată de liniște. Bineînțeles, o tehnică bună este una pe care o poți aplica oriunde, oricând, necondiționat, absolut nimic. Sunt diferite tehnici, de exemplu meditația prin respirație sau alte tehnici de meditație
care condiționează omul ca doar în anumite situații să mediteze, ceea ce este așa, nu este în totalitate potrivit pentru om. Și o tehnică bună de meditație este cea pe care omul o poate folosi oriunde, oricând, pentru că viața este oriunde, oricând și, bineînțeles, nu cu ochii închiși, așa cum am mai auzit. Acum fiecare plică ceea ce știe, dar cu ochii deschiși pentru a te uita și a privi până când o să începi să trăiești din meditație. Meditația este stare atunci când nu mai există nicio întrebare, nu mai există nimic de spus, când orice acțiune de orice fel încetează. Te salut!